Concursul se desfășoară în 6 centre universitare din țară. Unul dintre ele este la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, unde s-au înscris 457 de candidați pentru medicină, 36 de candidați pentru medicină dentară și 326 de candidați la farmacie. Se arată pe site-ul gazetadesud.ro. Potrivit metodologiei, aceștia vor candida pe cele 200 de locuri scoase la concurs pe Craiova la medicină, 10 locuri la medicină dentară și 9 locuri la farmacie și pe cele 73 de locuri pe domeniul medicină existente la Brașov. De asemenea, vor avea acces și la posturile de medici rezidenți existente în unitățile medicale din Brașov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Hol și Vâlcea. Concursul se va desfășura sub formă de test grilă cu 200 de întrebări pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat de cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Medicii dentiști și farmaciștii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat. Cei care devin rezidenți pe post încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv.